Iar următoarea invitată are 37 de ani, a debutat ca solist de muzică populară, iar după anii 90, muzica indiană a cucerit-o definitiv. Bănuiesc că nu e de aia cu vinetul. E vorba de India aia din Asia. A câștigat o bursă în India și a studiat un an de zile hindi, sau hindu, cum se numește. Doamnelor și domnilor, o cântăreață care și înțelege ceea ce cântă. Nalini! Nalini, uite, văd aici, am primit și un CD-ul frumos de la ea. Cum se citește? Uschi Yadome. Cum? Uschi Yadome, adică în amintirea lui. Dar ca să sune mai frumos, am spus în amintirea ta. Eu dacă aș citi asta, Uschi Yadome, aș traduce un whisky Yadu la mine. Așa cred că traduc eu. Dacă îmi dai voie să te corectez, da. Am fost invitată de către vicepreședintele Indiei cu o bursă pentru a învăța muzica clasică indiană. Hindi deja învățasem de aici din 89-90. Mamă, deci vicepreședintele? Exact, vicepreședintele Indiei ne-a vizitat țara în 2005, unde am susținut două programe în fața dumnealui, iar după aceste programe am primit bursa pentru muzică vocală clasică indiană. În fața noastră de la vicepreședintele Indiei, uitați-vă și dumneavoastră, eu sunt mic, eu nu sunt vicepreședintele. Dar ce înseamnă numele ăsta? Înseamnă ceva anume? Nalini înseamnă floare de lotus. Floare de lotus. Da. Și cum a reușit să te cucerească muzica indiană așa la început? Păi, așa cum ai spus la începutul emisiunii, încă de mic copil, da? Interpretam melodia Mariei Ciobanulie Ciocârlie la toate festivalurile cântare a României. Dar după aceea, după Revoluție, am avut fiecare libertatea de a alege. Da. Iar eu mi-am ales drumul către India pentru că vocea și puterile știam sigur că pot face ceva. Ok. Și, uite, și astăzi, ce o să ne cânti astăzi? O să vă cânt o melodie care în India e de prin anii 59-60, dar e transcrisă într-un remix. Ea se numește... Nu e featuring, este remix. Este remix. Remix, ok. Ea se numește Sar Par Topi Lal Hatme Resham Karumal. Așa să-i rămână numele, așa să-i rămână numele, nu pot la zic. Haideți să auzim! Sar par topi lal hatme resham karumal
Am invocat și eu musonul. Dar sunt sigur că ați observat că nu musonul mi-a răspuns rugăminților și au apărut fetele astea care așa poartă niște costume și Cristinuța la fel și poartă eu, un da. Costum. Cristina uite poartă un sari. Un ce? Un sari, așa se numește. Sari? Ea poartă un lehenga. Aha. Ea poartă un costum tradițional de mireasă. Aha. Mai modernă. A, da. Așa. Ea tot la fel poartă un lehenga, îi se mai spune și un ghagra cioli. Ea la fel este în da. Sari. Ea este în ciuridar, da? Pantalonul este strâmb. Eu sunt în pipera. Așa? Așa, iar bluza vine până la genunchi, după genunchi, cum da. Vezi. Ea la da? Fel este într-un găgracioli, ea este într-un sari și la fel într-un lehenga. Acestea sunt cele mai... Dar vă spun de pe acum, toate aceste costume, ceea ce nu știu spectatori, este că sunt numerotate cu cifre de la 0 la 9. Și fac parte din garderoba mea personală. Opa! Unele dintre ele. Și am să-l invit acum pe Ștefan ca să aleagă costumul care îi place noi. Cel mai mult. Deci, așa. Ștefane, știu că toate sunt frumoase, uită-te încă o dată asta la costumele fetelor. Asta am și vrut să spun, toate fetelor. Sunt frumoase, fete frumoase. Ce costum îți place așa. Cel mai mult? Inclusiv solista noastră, da. Drăguță și sinceră. Ia, eu le aduce la bisita pe toate. Eu știu că pe toate, dar alege unul acum. Un costum? Hai, da. Da, trebuie repede, să repede, 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 repede. Repede. Eu aleg pe mireasa. Mireasa. Hai, mireasa, vino cu așa se cade, zic, să fie curat. Unde este numărul? Aici, da? Uitați-vă, cifra aleasă este 5. 5, da? 5. Hai să mai vedem din cifre. Hai să mai vedem, că erau și altele. Aici este 4.